asigurat în conformitate cu prevederile legale publicitatea tuturor actelor care stau la baza organizării ședinței noastre de astăzi. În acest sens, am respectat întocmai articolul 138 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. De asemenea, ședința noastră poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a Consiliului Județean. Convocarea ședinței s-a făcut prin dispoziția președintelui numărul 241 din 18 aprilie 2024, iar ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică și către consilierii județeni prin postarea pe tabletele aflate în posesia acestora. În continuare, vă propun completarea ordinii de zi cu două puncte suplimentare, respectiv proiect de hotărâre prin aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție publică, restaurare, consolidare și punere în valoare al monumentului istoric Castelul Hunia de astăzi, Muzeul Național al Banatului. Și al doilea proiect de hotărâre se referă la rectificarea a doua a bugetului local al județului Timiș pe anul 2024. Vă supun la vot completarea ordinii de zi cu aceste două proiecte. Vă mulțumesc, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Ordinea de zi a fost completată. În continuare, permiteți-mi să vă întreb dacă mai sunt și alte subiecte legate de ordinea de zi pe care doriți să le aduceți în discuție. Observații, completări. Dacă nu sunt, vă supun la vot ordinea de zi a ședinței cu completările aprobate. În regulă, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece să dezbatem subiectele cuprinse în ordinea de zi, vă supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 martie, dacă sunt observați. Supun aprobării acest proces verbal. Mulțumesc, 27 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Procesul verbal al ședinței noastre ordinare precedente a fost aprobat. Punctul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 290 pe 2023 privind aprobarea tarifelor de interes județean și a prețurilor de pornire la licitații pentru anul fiscal 2024. Tarifele se referă la un spațiu din bastionul Teresia pe care îl modificăm și un birou din PIC. Avem aviz favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate, dacă sunt discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Bună, ne este un amendament la acest proiect. Da, domnul Proteasa, vă ascult. Da, este un amendament, este o, de fapt o îndreptare de eroare materială, în sensul în care în raportul de evaluare a fost eronat trecută suprafața în metri pătrați și vă citesc textul inițial, anexa punctul 2, închiriere spațiu, bastionul Terezia Timișoara, spațiu stat în corpul cel copul din travea C1-9, suprafață de 49,8 metri pătrați, iar textul modificat
trebuie să fie spațiul situat în corpul C compus dintre a C1 nouă suprafață de 53,6 metri pătrați. În regulă. Deci eroarea materială atunci să fie corectată de către domnul secretar general. Supun la vot proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. 30 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe. Punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 243 din 2022 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică modernizare drumul județean 693C între Bile și Ecea Mare. Pentru a putea continua procedura de expropiere, e necesar să aprobăm lista imobilor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere și raportul de evaluare actualizat. Așadar, avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, URBAM, CAPL și AGRID. Dacă dorește cineva să intervină pe marginea acestui subiect. Nu sunt intervenții, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 30 de voturi pentru și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii depozitului de deșeuri urbane neconform închis Jimbolia din domeniul public al județului Timiș în domeniul public al județului, al orașului Jimbolia. Așa cum am mai făcut într-unul sau două cazuri, trebuie să transferăm înapoi către unitățile administrative teritoriale aceste depozite de deșeuri preluate de județul Timiș în urmă cu mai mulți ani. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, EDUC, SASAN și COREX. Dacă dorește cineva să intervină. Supun la vot proiectul de hotărâre. Calescu pentru. Vă mulțumesc. În unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 11608 din 2019, încheiat între județul Timiș și societatea MNV Trade SRL. E vorba de un spațiu de un metru pătrat din Palatul Administrativ, având ca destinație un automat de preparare a cafelei și a băuturilor nealcoolice calde. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, URBAM, COREX și CAPL. Această comisie din urmă a propus și un amendament. Așa că îl rog pe președintele comisiei să prezinte și să susțină amendament propus de comisie.
Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, domnule președinte! S-a votat în comisie un amendament. Eu l-aș ruga pe domnul Daniel Idolu, care a fost inițiatorul acestui amendament, să-l prezinte plenului și să-l puneți dumneavoastră ulterior spre aprobare. Domnul Mihai, și am vorbit cu domnul Idolu și are o problemă cu conexiunea. Este într-o zonă fără semnal și nu se va auzi foarte bine. Vă roagă dacă puteți să susțineți dumneavoastră amendamentul. Da, ok, în această fiind votat situație. În comisia dumneavoastră, da. Da, în această situație, în calitate de președinte al comisiei, voi prezenta acest amendament. Amendamentul domnului Idolu se referă la posibilitatea acestei prelungiri doar până la finalul anului 2024 și nu cum ni s-a prezentat în proiectul de hotărâre. Deci este o schimbare de durată a prelungirii contractului cu respectiva societate care a închiriat de la noi un spațiu de 1 metru pătrat unde a instalat un automat de distribuție a cafelei la o chirie lunară de aproximativ 80 de euro pe lună. Poziția domnului Idolu, ulterior adoptată prin vot de comisie, aceasta a fost ca această închiriere să fie doar până la finalul acestui an, pentru a da posibilitatea și altora să participe la o licitație ulterioară. În comisie a fost un vot favorabil, 4 voturi pentru și o abținere. Aceasta este situația, dumneavoastră, domnule președinte, vă rog să supuneți atenției amendamentul plenului reunit. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt intervenții pe marginea amendamentului, atunci supun la vot amendamentul propus de colegul nostru Idol. Da. Vă mulțumesc. 13 voturi pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul a fost adoptat. Mergem mai departe atunci. Dacă sunt discuții pe fond privind acest proiect de hotărâre. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Numai puțin. Domnul secretar general, ca să fim siguri, fiind vorba de contract de închiriere, e nevoie de majoritatea consilierilor în funcție sau e în funcție. Majoritatea simplă? 19. Atunci amendamentul a fost respins din punctul acesta de vedere. Și în continuare supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Vă mulțumesc. 24 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mergem mai departe. Punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 10.323 din 2021, încheiat între județul Timiș și societatea Acila SRL. E vorba de un birou suprafață de 14,8 metri pătrați, situat în pavilionul administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara. Avem aviz favorabil în partea comisiilor de specialitate EDUC, SASAN, Corex și AGRID, dar comisia CAPL a avizat favorabil cu un amendament. De asemenea, îl rog pe președintele comisiei să susțină acest amendament prezentat de coleg în ședința de comisie. Domnule președinte, Comisia de Administrație Publică Locală a dezbătut în cadrul comisiei acest proiect. Noi nu am fost abilitați de Secretariatul General să acordăm aviz pentru acest proiect de hotărâre. Deci de la comisie nu s-a emis niciun fel de aviz. În schimb, s-a dezbătut proiectul și s-au ascultat toate opiniile membrilor comisiei. În regulă, am luat în considerare această observație, dar amendamentul, dacă ni-l poate prezenta atunci cineva, cine a propus amendamentul, să-l prezinte ca să fie luat la cunoștință și de restul colegilor. Domnule președinte, dacă nu este colegul meu, domnul Daniel Idolu, pot să prezint situația din comisie, unde noi nu am fost abilitați să emitem aviz. Este aceeași situație ca și la proiectul anterior, unde s-a depus un amendament, în sensul că noi să aprobăm închirierea acelui spațiu, din ce știu, către un comisionar vamal, doar până pe data de 31 decembrie 2024 și nu așa cum ni s-a propus în proiect. În acest sens s-au purtat discuțiile și în comisie, repet, fără ca noi să fim abilitați de Secretariatul General al Consiliului Județean Timiș să emitem un aviz pe acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc frumos! În regulă, mulțumesc! Da, în proiect era prevăzut un an și 6 luni, iar în amendament se propune doar până la sfârșitul acestui an, adică 8 luni de zile sau 7 luni de zile, cât a mai rămas din anul acesta. Bun, supun la vot amendamentul propus de domnul Idolu. Mulțumesc, 14 voturi pentru, 11 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul a fost respins. În continuare, dacă mai sunt intervenții pe fond la acest punct de pe ordinea de zi. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 23 de voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe. Punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 68 din 2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică, modernizare drumul județean 69H Târgoviște-Babșa. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOFUR, BAM, CAPL și AGRI. Dacă dorește cineva să intervină.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7 al ordinii zi, proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropiere pentru obiectivul de investiție publică, amenajarea intersecției drumul județean 692A cu DN69 în localitatea San Andrei. Avem aviz favorabil din partea comisiilor URBAM, EDUC, SASAN și CAPL, dacă sunt intervenți. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Service Conspres SRL pe anul 2024. Avizele comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, CAPR și AGRID sunt favorabile. Dacă sunt discuții. Nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 29 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem la punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale, artistice și de tineret din județul Timiș prin programul Timp Cultura 2024. Avem aviz favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Domnule președinte, dacă îmi permiteți mie o scurtă intervenție, Alexandru Iovescu sunt. Vă rog, domnule Iovescu. Vreau să vă spun că consilierii județeni PSD Timiș vor vota proiectul Timp Cultura 2024, pentru că asociațiile și organizațiile care au câștigat finanțarea prin acest program au agenda de desfășurat în perioada următoare și timișenii sunt cei care ar avea de pierdut dacă până la urmă această finanțare se întârzie și derularea acestor proiecte culturale. Însă vreau să vă atrag atenția că ați lăsat fără finanțare programe culturale de tradiție în județul Timiș, cu multe ediții în spate, cum sunt Ceau Cinema, Embargo Fest sau Play Festival, cât și alte festivaluri cu tradiție, acțiuni culturale la care se adunau mii de participanți, practic ați desconsiderat aceste mii de persoane și ați desconsiderat actorii culturali cu mulți ani de experiență în spate în organizarea de astfel de evenimente. Și sunt de părere că printre criterii sunt unele superficiale care au stat la baza calculelor de punctaje, evenimente ca cele de mai sus să primească 0 puncte la capitolul caracter inovator sau la reprezentativitatea proiectului cultural, este o dovadă clară a superficialității și a subiectivității în evaluare.
Iar oamenii pe care ați ales să facă aceste evaluări, din punctul nostru de vedere, sunt nepotriviți. Cu tot respectul pe care îl port domnului Coifan, nu cred că este chiar cea mai calificată persoană să facă evaluări ale unor actori culturali. Noi credem că avem nevoie de criterii clare de obiectivitate în evaluarea proiectelor culturale și de o strategie de care să ținem cont până când se fac aceste evaluări. Credem că ați făcut o injustiție pentru organizațiile care n-au primit finanțare și care ar fi trebuit să se afle pe această listă datorită experienței pe care o au și a numărului mare de participanți pe care l-au avut de-a lungul timpului în multe evenimente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iovescu! Acum, dacă puneți la îndoială nivelul de cultură al domnului Coifan, cred că ar trebui să fiți măcar la nivelul domniei sale ca să puteți să faceți o comparație. Dar vă amintesc faptul că domnul Viorel Coifan a fost președintele Consiliului Județean vreme de 2 mandate și cred că are puțină experiență cât o avea în gestionarea unui astfel de program. Iar ceilalți membri din comisie au fost doi consilieri județeni, Lucian Blaga și Cornelia Elena Micicoi, completați de 4 reprezentanți ai instituțiilor de cultură subordonate, respectiv Daniela Crețu, referent literar la Teatru pentru Copii Tineret Merlin Timișoara, Nicoleta Vasi, șef Biblioteca Județeană Timiș, șef de birou, Remus Vălungan, șef de birou la Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș și Ciprian Glăvan, membru muzeograf la Muzeul Național al Banatului. Așa că eu nu pot să emit o judecată de valoare legată de competența acestor membri din comisie. Dacă dumneavoastră o puteți face, e alegerea dumneavoastră. O iau ca o declarație mai mult politică decât administrativă. Am încredere în colegii noștri și evident că această evaluare pe care ei au făcut-o au avut la bază regulamentul pe care noi l-am stabilit și modificările aduse acestui regulament în ședința de Consiliu Județean pe care am avut-o când l-am adoptat. Avem minim de contestații și un număr mai mic de proiecte respinse, decât mult mai mic decât anul trecut, așa că eu zic că este un lucru bun faptul că avem foarte multe proiecte finanțate și într-adevăr, cei care n-au făcut documentația corespunzătoare și au fost respinși pe procedură, nu e vina noastră, pentru că n-au respectat regulamentul. Colegii din Comisia de Evaluare trebuiau să urmărească respectarea condițiilor impuse de noi toți în Consiliul Județean atunci când am adoptat acest regulament. Dacă mai sunt și alte intervenții. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog, doamna Micicoi, și membră în comisie. Poate ne spuneți mai multe din Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului Iovescu pentru aprecieri. N-am fost la multe rugi, dar ceva cultură am și eu, zic. La partea de evaluare s-a muncit foarte mult în comisie. Era evident extrem de greu să alocăm tuturor, deși ne-am fi dorit. Nu am făcut decât să respectăm criteriile de evaluare stabilite și votate în plenul Consiliului Județean. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Alte intervenții, vă rog! Să știți că intervenția mea făcea referire la criteriile, că avem nevoie de niște criterii obiective. O dovadă clară a subiectivismului este faptul că festivalurile cu tradiție pe care vi le-am expus, cât și altele din cele care au depus proiecte culturale, au fost punctate cu zero la reprezentativitatea proiectului cultural. Nu cred că putem să spunem chiar așa, adică a fost o dovadă mare de subiectivism. Domnul Iovescu, în această elaborare. Deponent la acel capitol din cererea de finanțare care justifică reprezentativitatea. Spuneți-mi care punct din criteriile noastre nu a fost respectat de către cei pe care îi... Domnule președinte, am specificat că
evaluarea a fost făcută foarte subiectivă de către, comisie, pentru că nu poate să spună nimeni că aceste proiecte nu au reprezentativitate culturală, domnule președinte. Nu puteți să spuneți că Ceau Cinema, Embargo Fest sau alte festivaluri au reprezentativitate culturală zero. Ce criterii credeți că au îndeplinit și de ce credeți că comisia nu le-a luat în considerare pe cei pe care i-a părăsit? Haideți să le spună membrii comisiei de ce au punctat zero acolo. Pentru că eu nu, dar spuneți-ne dumneavoastră ce acuzați. Poate fi punctat zero niște festivaluri care au peste 10 ediții și adună mii de participanți, de artiști, dacă aveți ceva de reproșat comisiei, de oameni și de oameni de cultură. Concret acolo care este din criteriu și ce nu s-a respectat din regulamentul nostru. Altfel o iau ca o declarație pur politică. Doamne președinte, nu trebuie să o luați ca o declarație pur politică, trebuie să o luați ca o declarație a unui consilier județean și care vă atrage atenția că evaluarea a fost făcută foarte subiectiv și că trebuie să avem niște obiective de evaluare a proiectelor culturale mult mai cu o doză mai mare de obiectivism, nu de subiectivism. De pentru că nu poți să punctezi cu zero niște proiecte culturale, să le descalifici efectiv, pentru că noi asta am făcut, am descalificat niște actori culturali din județul Timiș. Suntem o instituție județeană și efectiv i-am descalificat pe acei actori culturali care depun muncă și au depus muncă atâția ani în județul Timiș pentru dezvoltarea sectorului cultural și au atras foarte mulți timișeni alături de ei. Și noi, prin această evaluare subiectivă, i-am descalificat. Asta am vrut să vă atrag. Nu dați niciun argument concret cu privire la subiectivismul pe care îl menționați. V-am spus, dați un argument concret. Care dintre criterii și ceea ce au scris cei pe care îi apărați în cererea de finanțare era respectat? Care dintre criterii erau respectate și care nu? De ce spuneți că... Eu nu am în fața mea cerere de finanțare a adânșilor ca să pot să vin să vă fac... Dacă mi le pune cineva la dispoziție, sigur, am să le cer. Și dacă mi le puneți la dispoziție, dacă vreți să facă evaluare și să punctez exact care sunt lucrurile care nu trebuiau să fie punctate cu zero, pot să fac și chestiunea asta. Bine, atunci faceți chestiunea aceasta și discutăm data viitoare. O să solicit toate procesele de evaluare și cererile de finanțare ca să pot să văd dacă deciziile au fost luate corect. Sigur, exact asta vă sugerez să faceți. Vă mulțumesc. Alte intervenții? Da, domnul președinte, aș vrea și eu scurt să intervin. Vă rog, domnul Proteasă. În primul rând aș vrea să mulțumesc comisiei și colegilor din Biroul de Cultură care au stat timp de 2 săptămâni și mult peste program pentru a face aceste evaluări. Cu siguranță că în fiecare an nu pot fi toți actorii culturali mulțumiți. Știu că sunt multe proiecte foarte bune și actori culturali importanți în județul Timiș care nu au prins finanțare, dar gândiți-vă că solicitările au fost de 3 ori peste bugetul pe care l-am avut la dispoziție. Drept pentru care este foarte greu ca să poți să mulțumești pe toată lumea. Și ca o recomandare pentru cei care fac evenimente și vor veni și în următorii ani pentru a obține finanțare, este pentru a nu merge pe valoarea maximă a proiectului, adică 50.000 de euro pe T4, pentru că este foarte greu să acoperi cu 50.000 de euro proiect. Ar fi însemnat să finanțezi doar 12 proiecte din total de 100 și ceva de proiecte pe T4. Probabil acolo a fost o doză de subiectivism al comisiei de evaluare, dacă este să luăm după afirmațiile domnului Iovescu. În schimb, aș vrea să apreciez faptul că colegii de la PSD s-au maturizat și anul acesta totuși dau un vot înțelept pentru Team Cultură, menționând chiar din declarația domnului Iovescu că nu pot să lase proiecte culturale care sunt pe lista de finanțare, astfel nu se finalizat, dar să le amintesc că anul trecut, când eram în plină capitală culturală europeană, au votat împotrivă și atunci era riscul de a nu primi finanțare foarte multe proiecte culturale în plin an cultural. Atât am vrut să spun și în mod special vreau să mulțumesc colegilor din comisie și din Biroul de Cultură. Da, mulțumesc. Alte intervenții? Dacă îmi permiteți, stau cu mâna ridicată. Vă rog, nu v-am observat, domnul Sorin, că îmi cer scuze. Poftiți.
Deci mă bucur că am reușit să ne maturizăm. Așteptăm ca și domnul Proteasa să se maturizeze, deși mai are încă mult până ajunge la momentul respectiv, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Ar trebui să privim acest program Timp Cultura ca un program care empatizează până la urmă cu locuitorii și aprecierile care le fac pentru anumite evenimente culturale să fie și ele un criteriu. Dacă ne lăsăm strict, rigid în niște reguli și nu îi consiliem și nu îi ajutăm pe cei care depun solicitări de finanțare, tot timpul vor exista proiecte foarte bune care nu vor fi finanțate. Ori ar trebui să avem un pic de înțelegere, inclusiv la proiectele europene, finanțatorul mai cere precizări, mai cere clarificări în zonele unde lucrurile nu sunt foarte limpezi. Ar trebui să facem și noi lucrul acesta. Atât am vrut să spun. Îmi pare rău că unele proiecte foarte bune nu primesc finanțare. Iar punctarea cu zero la valoarea artistică îi va pune în dificultate și în momentul în care vor căuta alte finanțări pentru proiectele lor. Pentru că eu, dacă aș fi sponsor, n-aș sponsoriza o acțiune care este calificată de o comisie din Consiliul Județean cu zero la valoare artistică. Îți creați încă o dificultate pentru ei, da? Să mergem mai departe, să termină mandatul ăsta, o să vină altă echipă la Consiliul Județean care poate va găsi mai multă înțelegere. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Sorin Cău. Alte intervenții? Olaiuș, domnul președinte, dacă îmi dați-o. Poftiți, domnul Olaiuș. Câteva remarci, dacă se poate. Prima, nimeni nu contestă personalitatea domnului Coifan. Eu sunt un mare admirator și, deși îl critic când e cazul pe domnul Iovescu, de data aceasta nu cred că a fost un fel de atac la competențe și persoană. Și rugămintea mea este să nu uităm că suntem totuși un for deliberativ, adică orice declarație pe care o facem, până la urmă are o reprezentativitate politică. Acum, rugămintea mea, domnul președinte, este să nu preluați din abilitățile și tehnicile USR-ului din Consiliul Local, care orice gen de declarație este întâmpinată cu două atitudini. Dacă nu convine, este politică și dacă este exagerat de complicată de înțeles, o aruncă în felul următor: veniți voi și faceți voi proiectul de hotărâre în locul nostru. Totuși nu este ăsta rolul nostru, nu noi avem în subordine aparatul administrativ. Legat strict de proiectul de hotărâre, două mențiuni. Unu, anul trecut atât eu cât și colegii din jurul meu au votat proiectul și să știți că am fost și noi apostrofați de unii care nu au beneficiat și am înțeles că nu putem să acordăm fonduri tuturora. Și este o problemă delicată. Niciodată nu o să mulțumim pe toată lumea. Doar că tocmai pentru că nu avem fonduri suficiente, trebuie să avem o atitudine cât de modest se poate, de echilibrată și de conlucrativă în încercarea de a-i motiva pe alte surse și soluții pe actorii culturali. Pentru că până la urmă elementul subiectiv nu are cum să nu apară și suspiciunea politică și subiectivă în distribuirea banilor e în consecință. Atâta, dacă nu vă supărați, mulțumesc de răbdare. Mulțumesc, domnul Olaiuș, întotdeauna elegant, eleganță care a fost apreciată. Sigur, în aceeași logică, evident, eu fiind inginer, aștept dovezi concrete. În rest, reprezintă doar vorbe spuse, să zicem, subiectiv și de aceea cer dovezi concrete că comisia nu și-a făcut treaba sau s-a întâmplat ceva acolo. Aveți și o comisie de contestație. Dar domnul Iovescu nu a prezentat nicio dovadă concretă. Ce criteriu nu a fost respectat, ci doar că a primit zero punctaj acolo, neștiind ce conține aplicația respectivă. Ori, tocmai cum ați spus, domnule Olaiuș, noi suntem aparat deliberativ. Consiliul Județean este un organism deliberativ
nu stă să analizeze fiecare solicitare, de aceea am aprobat acea comisie să facă această verificare, comisie din care fac parte și consilieri județeni și reprezentantul președintelui, care este domnul Coifan. Pe el l-am nominalizat, mi s-a părut persoana cu cea mai mare experiență din și cu, cum să zic, cu experiență și politică și administrativă, și restul, majoritatea din comisie, sunt oameni de cultură, oameni care au experiență diversă, ați văzut, nu doar dintr-o singură instituție, din patru instituții, astfel încât să fie acoperită toată paleta de proiecte pe care le avem de jurizat și pentru care trebuie să acordăm finanțare. În rest, suntem deschiși la orice critică, la orice sugestie, dar argumentată și bazată pe chestiuni concrete, altfel declarații politice putem face la sfârșit sau la nesfârșit. La sfârșitul ședinței sau la nesfârșit în fiecare punct de pe ordinea de zi. Domnul Iovescu, dacă mai doriți să luați cuvântul, am văzut că ați ridicat mâna la un moment dat. Da, domnule președinte, poftiți. Așa cum ne-ați obișnuit, vă ascundeți tot timpul în spatele actului birocratic și spuneți că ați respectat toate tradițiile și vă faceți că nu înțelegeți care este situația pe care noi am ridicat-o. 1. Noi înțelegem faptul că nu pot fi finanțați toți cei care depun cereri de finanțare, pentru că bugetul este limitat, desigur. Dar să încercăm să facem o evaluare cât se poate de corectă și să nu descalificăm noi ca și instituție niște actori culturali din județul Timiș doar pentru simplul fapt că nu avem capacitatea de a face o evaluare cât se poate de obiectivă și corectă. Nu am contestat munca pe care a depus-o comisia de evaluare, am înțeles, dar trebuie să avem mai mare atenție când evaluăm proiectele culturale și să nu descalificăm actori culturali cu tradiție din județul Timiș. Pentru că punctarea cu zero la această reprezentativitate culturală este o ofensă și o jignire adusă acelor actori culturali. Asta vreau să vă fac să înțelegeți, dar n-am să mai insist, pentru că suntem obișnuiți că vă ascundeți în spatele birocrației și a faptului că doar birocrația este cea care vă stă în calea de a face lucrurile bune și corecte. Mulțumesc! Domnul președinte, porniți microfonul. Nu cred că vorbește cu noi. Da, cred că vorbește cu noi, dar acum. Deci, domnul Iovescu, repet, ca să înțelegeți, fiecare membru din comisie ia și evaluează o cerere, o aplicație, exclusiv pe baza ceea ce a trecut pe solicitantul în aplicație. Dacă solicitantul n-a trecut anumite chestiuni, n-a dat exemple de experiență similară sau ce știu ce alte lucruri s-a solicitat prin cererea de finanțare, nu o să stea nimeni să caute pe internet lucruri despre beneficiar. Strict ceea ce scrie în cererea de finanțare, acel lucru este evaluat. Acum, impresii despre un actor cultural sau altul putem avea cu toții. Am participat cu toții la festivalurile și evenimentele care s-au organizat în Timișoara în anii precedenți, că sunt de tradiție sau nu. Dar asta nu exclude, să zicem, capacitatea fiecărui beneficiar de a-și face corect treaba atunci când aplică pentru o finanțare. Deci niciunul dintre membrii din comisie nu poate să stea să caute pe internet date care ar trebui să le treacă beneficiarul și să le dea punctaj pe ce crede că beneficiarul ar fi putut trece în cererea de finanțare. Nu, cererea de finanțare este cea care este jurizată și nu beneficiarul prin prisma palmaresului și a experienței pe care o are, dar nedovedită prin lucrurile atașate la cererea de finanțare. Bun, ultimul intervenient, domnul Mihaieș, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Eu nu vreau să vă rețin mult. Doar remarc obsesia colegului meu, Raul Olaioș, de a ne trimite mereu în Consiliul Local Timișoara, când chiar dumnealui a spus că suntem totuși un for al
Consiliul Județean Timiș și avem responsabilitate județul Timiș și bine ar fi să ne vedem de treaba noastră, că nu o să putem noi să facem treaba și de la Consiliul Județean Timiș, de la Consiliul Local Timișoara și să lăsăm pe timișoreni care sunt suficient de inteligenți să aprecieze munca deosebită care se duce acolo în primăria Timișoara, cu da dreptul o hidră care nu a fost de nimeni deranjată până acum. Rugămintea mea, haideți să ne vedem de Consiliul Județean Timiș și să nu facem mereu referiri la Consiliul Local Timișoara, pentru că pe noi n-au votat cetățenii din județul Timiș. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Supun la vot atunci proiectul de hotărâre. Mulțumesc. 24 de voturi pentru și 3 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 10 al ordinii de zi, proiect de hotărâre numărul 86 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ruvatim SMDP SRL pe anul 2024. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate Urba Masan și CAPL. Cine dorește să intervină? Domnul Sorinca. Da, vă spun că voi vota împotrivă pentru că nu poți a priori să-ți planifici să fii pe pierdere și ca în următorii ani să nu apuci să recuperezi pierderile pe care le acumulezi în anii 2024-2025 și voi vota împotrivă. Deci se putea lucra la buget să fie unul cu profit. Nu există întreprindere publică pe care cineva dorește să o înființeze ca să fie pe pierdere. Aceste pierderi cine le acoperă? Consiliul Județean. Deci voi vota împotrivă ca să mai fie dubii. Mulțumesc. În regulă, alte intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. 24 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. M-am trezit că vorbeam singur. Am uitat să dau microfonul de pe mut. Mergem mai departe. Punctul 11 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 72 din 2018 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între DGASPC și județul Timiș în vederea implementării proiectului construirea două case de tip familial și înființarea centrului de zi de la Găvojdia. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, ASAN și COREX. Dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 29 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 12 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al județului Timiș la 31 martie 2024. Avem aviz favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate. Intervenții dacă sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Calescu pentru. Mulțumesc, 27 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Am ajuns la jumătatea ordinii de zi. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Timiș în vederea demolării. Este vorba de un imobil din incinta Muzeului Satului Bănățean Timișoara, iar terenul va fi folosit pentru realizarea un obiectiv de pe lista de investiții, construirea clădirii multifuncționale cu scop de expunere imersivă a proceselor de restaurare-conservare de la muzeu. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, URBAM, CAPL și AGRIT. Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Domnul președinte, până se votează. Da, domnule Sorinco. Am rugat și în ședința de comisie să se completeze limpede despre ce e vorba. Nu un imobil. În corpul proiectului de hotărâre să face o trimitere la anexă. Ca locuitor al județului, dacă e o chestiune care privește unitatea administrativă teritorială în care locuiesc, de exemplu, un locuitor din Lugoj. Ar fi interesat dacă se demolează un imobil din Lugoj. Dar nu ți atrage cu nimic. Titlul proiectului de hotărâre nu te îndeamnă să-l citești. Ca și în presă. Până la urmă te duci să citești articolul dacă te atrage titlul. Titlul ăsta nu spune nimic. Un imobil va fi demolat. Care e imobilul? E din Ceacova, e din Lugoj, din... Discuția asta am avut-o și la precedenta ședință când vorbeam de adresa poștală, nu de CFM. Deci un pic de transparență ar fi interesant și povestea că vor să facă cât mai scurt titlul nu se susține, pentru că avem niște titluri foarte lungi la alte proiecte de hotărâre. Am votat pentru
chestiunea asta, dar pentru transparență ar fi indicat să știm exact despre ce e vorba. Era greu să, în loc de un imobil, atelierul de la Muzeul Satului. Nu erau. Se lungea cu 3-4 cuvinte din. Mulțumesc. Domnul Sorinca, mulțumesc și eu. Îi rog pe colegi să ia observația domnului Solincău pentru viitor și să fie mai specific în exprimare. 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii depozitului de deșeuri urbane neconform închis Făget din domeniul public al județului Timiș în domeniul public al orașului Făget. Același proiect similar am mai avut în cazul orașului Jimbolia. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate sesizate, respectiv ECOF, Urban, Masan și Agri. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 15 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din județul, din domeniul public și privat al județului Timiș către Service Conspres SRL. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate Edux, Asan, Corect și Agrit. Dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. 29 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 16 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a devizului general estimativ, precum și a cofinanțării proiectului, elaborarea documentațiilor tehnice în vederea realizării hărților de vis natural pentru alunecări de teren pentru unele unități administrative teritoriale din județul Timiș. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate Urban, CAPL și Corex. E vorba de un proiect cu o valoare de 1.630.000 de lei. Dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Domnul președinte, mă lăsați cu mâna sus. Probabil n-am loc pe ecran la dumneavoastră, dar vreau să rog aparatul de specialitate să pregătească același proiect și pentru zonele cu risc seismic. Microfonul. În regulă. Vă mulțumesc. 26 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mergem mai departe. Punctul 17 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 5036 din 2014, încheiat între județul Timiș și societatea Concita SRL. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate EDUX, CAPL, Corex și Agrit. Domnul consilier județean Costa Cosmin a formulat un amendament. Cosmin, dacă poți să iei cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în cadrul comisiei COF am avut un amendament ce privește o completare a actului adițional numărul 2 la contractul de concesiune numărul 5036 din 2014, încheiat de către Consiliul Județean cu societatea Concita. Noi am propus în cadrul acestui amendament ca la punctul 2 roman, obiectul contractului de concesiune, să existe un articol 1.4 în care să prevedem că în vederea exploatării parcelei concesionate, concesionarul își poate muta sediul social și deschide punct de lucru la adresa Parcului Tehnologic și Industrial Timișoara. De asemenea, doresc să precizez că în cadrul amendamentului a fost recurată o eroare materială. În loc de concesionar apare concedent. Acest lucru l-am îndreptat în această dimineață printr-un nou amendament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Costa. Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu sunt, atunci supun la vot amendamentul domnului Costa. Mulțumesc, 25 de voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul a fost adoptat. Iar în continuare, dacă sunt intervenții, alte intervenții pe fond la acest proiect de hotărâre. Singura mea întrebare este cum s-a ajuns la acest amendament. A făcut o solicitare societatea sau ne-a venit nou așa, dintr-o dată, o idee să le dăm posibilitatea să stabilească sediul social acolo? Acest amendament vine în urma unei solicitări a societății care a concesionat parcela de teren în parcul industrial. Către cine a fost făcută solicitarea? Către comisie sau către către Consiliul Județean, către Serviciul Patrimoniu. Bine, mulțumesc frumos. Și eu. În regulă, mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în formă amendată. Vă mulțumesc, 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. O rugăminte, ar putea aparatul de specialitate să ne pune pe tablete solicitarea respectivei societăți Concita pentru stabilirea sediului social? Rog aparatul de specialitate să răspundă pozitiv solicitării domnului Sorin Căuș. Mulțumesc. Punctul 18 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Timiș, numărul 206 din 2016, privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aflate în domeniul public al județului Timiș către unele instituții de interes public județean. Practic, e vorba de darea în administrare a unor imobile către DGSPC și a clinicilor de obstetrică, ginecologie și neonatologie către Spitalul Județean. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOV, EDUX, CAPL, Corex. Iar domnul vicepreședinte Moș a formulat un amendament la proiectul de hotărâre, așa că îl rog pe domnul Moș să
susțin amendamentul. Bună, este vorba doar de completarea articolului 5, 1 și 2. Discutăm despre introducerea instalației de încălzire gaz inventare nouă la finalul articolului 5.1 și scoaterea de pe anexa numărul 1, poziția 84, dacă nu mă înșel. Da, 84. Vorbim despre instalația de încălzire. S-a auzit? Da, aud. Am auzit. Dacă sunt intervenții pe marginea amendamentului domnului Moș. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul ăsta, amendamentul. Vă rog să votați, dragi colegi, mai sunt 11 colegi care nu au votat. În regulă, 25 de voturi, 26 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe. Amendamentul, domnul președinte. Amendamentul, da. În continuare, dacă mai sunt intervenții pe fond la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma amendată. Voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 19 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 68 din 2022 privind aprobarea documentației de proiectare faza PT actualizat a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici a investiției, precum și aprobarea contribuției financiare a județului Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului construirea 3 locuințe protejate și reabilitare, respectiv dotare și extinderea centrului de zi de la Peria. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, URBAM, ASAN și AGRIT. Dacă este cineva care dorește să intervină. Nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doar 25 de consilieri județeni sunt activi, văd, 27, îmi cer scuze, 27 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat, mai sunt încă 4 proiecte de hotărâre. Punctul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor structuri sportive de drept privat în anul 2024. Avem aviz favorabil din partea tuturor comisiilor. Dacă e cineva care dorește să ia cuvântul. Domnule președinte, aș dori să iau cuvântul. Vă rog, urmează două proiecte de hotărâre, unul de drept privat și unul de drept public. Voi vorbi despre amândouă.
Domnul Mihăiești, o secundă dacă mă lăsați înainte. Aș vrea doar să anunț că nu voi participa la dezbaterea și votul acestui proiect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șendroi. Rog domnul secretar general să consemneze scoaterea din quorum a domnului Șendroi pentru aceste două proiecte sau doar pentru punctul 20? Doar pentru acesta 20, da. Pentru cel cu structurile de drept privat. În regulă. Da. Domnul Mihăiești, vă rog. Da, mulțumesc. Revin spunând că n-are rost să intervin și la următorul proiect. Voi vorbi acum pentru că, în fond, este vorba doar de diferențierea între drept public și drept privat. Eu aș vrea să arăt că important, este foarte important faptul că noi reușim anul acesta, în primele 4 luni, să acordăm fonduri pentru cei care doresc, încă mai doresc în România, să dezvolte mișcarea sportivă. La fel de important, și aș vrea să subliniez aceasta, este faptul că noi și anul acesta alocăm 3.250.000 de lei din bugetul Consiliului Județean Timiș, în condițiile în care bugetul nostru a scăzut semnificativ, cu aproximativ 25%. Noi acordăm importanță deosebită sportului și n-am redus deloc din finanțarea pe care noi o acordăm lor. Mai remarc faptul că am crescut cu 150.000 de lei suma pentru cluburile de drept privat, ceea ce arată că noi acordăm atenție mișcării sportive fără să discriminăm entitățile de drept public și pe cele de drept privat. Pentru noi au aceeași importanță, important este scopul pentru care ele funcționează și s-au înființat. Pentru că în ultimii 2 ani am făcut parte din toate comisiile care au lucrat pentru aceste proiecte, vreau să remarc, pentru că este un lucru important, că am îmbunătățit substanțial regulamentul de acordare a acestor bani. Firește că nu am ajuns la final, pe viitor se mai poate îmbunătăți, dar vă mărturisesc că echipa care a fost formată atât din colegii noștri în aparatul tehnic, cât și din consilierii județeni, a ținut cont de ce au propus cluburile sportive acolo la firul ierbii, pentru că ei știu cel mai bine de ce lucruri se lovesc și le împiedic o activitate eficientă. Dar în același timp a trebuit să ținem cont și de un cadru normativ. Ori la cadru normativ, Parlamentul este singura putere legiuitoare a României și acolo mai trebuie umblat pentru a face în continuare un regulament suplu de acordare a acestor fonduri. Nu pot să nu-i mulțumesc domnului Dragoș Ciobanu și echipei din aparatul tehnic pentru munca depusă. Vă spun, a fost un volum imens de documente verificate și analizate, ceea ce a necesitat de multe ori muncă peste program și chiar în timpul liber de final de săptămână. Și remarc această muncă pentru că noi am obținut și un rezultat, pot să spun, foarte bun. În sensul că nu au fost niciun fel de contestații. Firește, niciodată nu poate fi toată lumea mulțumită, dar dacă ești corect și imparțial, oamenii apreciază munca ta. Și în final aș spune că scopul nostru final, de fapt, nu este doar încurajarea, ci chiar susținerea sportului în județul Timiș, în egală măsură pentru dreptul public, pentru cei de drept public și cei de drept privat. Și lumea trebuie să înțeleagă că aceasta este puterea financiară la ora actuală a Consiliului Județean Timiș și cu siguranță ne dorim ca pe viitor să acordăm bani mai mulți pentru mișcarea sportivă, pentru că dacă vor fi mai mulți bani spre mișcarea sportivă, lumea va avea mai puțin nevoie de spitale și de îngrijiri medicale. Vă mulțumesc și mulțumesc încă o dată tuturor celor care au făcut posibil ca noi să acordăm banii acum pentru ca cluburile să-și poată desfășura activitatea anul acesta. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Mihăiești. Alte intervenții, vă rog. Domnule președinte, dacă se poate și eu aș dori. Vă rog, o scurtă remarcă. Vreau doar să apreciez prestația domnului colegului nostru, Petre Mihăiești, și sunt sigur că dacă vreodată Consiliul Județean va avea nevoie și conducerea de un laudatio, să-l aveți în vedere pentru că este cea mai potrivită persoană. Mulțumesc! În regulă, mulțumesc și eu. Alte intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Domnul președinte, tot cu mâna pe sus, vă lăsați firea să fie.
Deci nu mi-apare aici, domnul Sorin, că nu o fac intenționat, să știți. Acum vă văd cu mâna ridicată. Poftiți, da. Stați să setez aici iarăși, să văd toți participanții. În regulă. Da, și la mine e partajat pe două ecrane. Acum, intervenția domnului Liviu Colcean a fost un pic malițioasă, dar într-adevăr, domnul Mihăieș, alături de doamna Calescu, s-au implicat foarte mult în evaluarea acestor proiecte și până la urmă și anterior în modificarea regulamentelor și a criteriilor. Și vreau să le mulțumesc tuturor și eu. Ceea ce vroiam să atrag atenția că se continuă prin oraș o acțiune de demolare a bazelor sportive construite cu 10 de ani în urmă. Adică hangarul de la clubul CFR, posta bază pe care toată lumea o știa de groapă, unde ani de zile s-au desfășurat 10 de competiții sportive. Știu că eram încă elev în școala generală și apoi în liceu, cupele vacanțelor se țineau la groapă. Ori a dispărut. Dacă eram edilul Timișoare, mă ocupam de întabularea lor, nu constatând că nu sunt întabulate să le demolez. Asta va însemna că va trebui să alocăm noi sau alte structuri publice bani pentru refacerea acestor baze sportive. Și este păcat. Mai mult e o lege care spune că nu prea poți să demolezi și să schimbi destinația bazelor sportive. Dar na, nu sunt eu primarul Timișorii să decid. Dar dacă aș fi fost primar, m-aș fi ocupat să le întabulez și să le reabilitez. Mulțumesc frumos! Domnul președinte, dacă îmi dați voie și mie, Olaioș. Domnul Sorin Căuc, să știți că riscați să fiți certat de domnul Mihăieș că transgresați competențele pe care le aveți ca și Consiliul Județean. Acum, lăsând gluma deoparte, noi am fost votați și de Timișoreni, într-adevăr, pentru a reprezenta UAT-ul județului, dar asta nu înseamnă că nu putem constata anumite anomalii. Sunt 100% de acord cu perspectiva și punctarea acestor importante baze sportive de către domnul Sorin Căuc. Mulțumesc! Mulțumesc! Alte intervenții, dar vă rog, legat de proiectul de hotărâre. Strict aș răspunde domnule Olaioș. Nu cred că mă va certa domnul Mihăieș, sincer. Am o colaborare bună cu dânsul și chiar în comisiile în care am fost împreună, lucrurile au mers foarte bine. Din păcate, în alte zone nu funcționează și asta este. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Îmi permiteți, domnule președinte? Da, da, poftiți. Dacă nu am apucat. Să știți că o să primească o bază și cei de la canotaj. Nu este nimic încheiat și nu este neglijat nimeni pentru a face. Da, dar nu va fi gratuită, va costa ceva bani. Bani publici, bănuiesc. Domnule Sorin, că acum, cu tot respectul, noi spunem unora că sunt chestiuni gratuite, dar nimic nu este gratuit, că în fond este o contribuție de undeva și de la cineva pentru orice. Dar important este că această bază va fi primită și fără niciun fel de probleme, nu se impietează activitatea. Mulțumesc frumos! Domnul Mihai, propun să continuăm în privat discuția asta. Propun același lucru, dragi colegi. Vă anunț că avem 25 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe, punctul 21 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor structuri sportive de drept public în anul 2024. De asemenea, avem aviz favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate sesizate. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect.
Nu sunt. Cred că s-au spus toate lucrurile la proiectul similar de la punctul 20. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc, 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție publică, restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric Castelul Hunedoara. Avem aviz favorabil de la toate comisiile de specialitate ale Consiliului Județean reunite în ședință comună, dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Talescu pentru. În regulă, mulțumesc. 27 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și așa am ajuns la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, mai precis punctul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea celei de-a doua rectificări a bugetului local al județului Timiș pe anul 2024. De asemenea, și acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în ședința comună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș. Dacă sunt discuții. Dacă îmi permiteți o intervenție, domnule președinte, la acest proiect. Poftiți, domnul Heș. Acum, dincolo de aprecierile colegului nostru Liviu Cocean, cu laudațiu și alte lucruri pe care noi am putea să le facem într-un cadru sau altul, eu totuși doresc să intervin la acest proiect de hotărâre. Din ce motiv? Pentru că eu am fost acela care nu am fost cu laudație. Dimpotrivă, am atras atenția în plenul Consiliului Județean că noi dezbatem democratic, votăm multe proiecte de hotărâre, dar se întâmplă puține lucruri practic, adică să punem ceva la temelie, să construim ceva. De aceea mă simt nevoit acum să intervin la această rectificare, pentru că vorbim exact de o sumă importantă care merge către Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu exact pentru a se începe ceva, pentru a se face lucrurile, nu doar de a dezbate și vota proiecte de hotărâre. Și eu îmi exprim bucuria că, iată că în mandatul în care eu încă sunt consilier județean, se întâmplă acest lucru și e o finanțare din bani europeni, un procent important de 64,18% vin bani din Europa și nu bani puțini, 1.300.000 de euro. Sunt bani mulți, pe care noi n-am fi avut unde să-i scoatem. Țin să apreciez înțelepciunea pentru situația cea mai bună care s-a găsit și pentru aceasta mulțumesc aparatului tehnic și conducerii Consiliului Județean Timiș. Pentru că acolo trebuia rezolvată o problemă într-un liceu unde intră în reparație capitală corpul de ateliere școlare, corpul de internat fete și imediat va intra și sala de mese. Și să știți că acolo este o școală în care oamenii chiar învață o profesie și aveau neapărat nevoie ca să nu le fie perturbat procesul de învățare exact în corpurile unde vom interveni să desfășoară activitatea în care îi învață o profesie și pe cea mai mare parte dintre ei face independență în viață ulterior și sunt copii care au nevoi speciale. De aceea a fost nevoie să achiziționăm cele 12 containere pentru ateliere și cele 5 containere pentru sala de mese. Și referitor la sala de mese, acolo copiii sunt copii necăjiți, să știți.
care inclusiv primesc hrană caldă, mese pe zi. S-a lucrat profesionist, să știți, conducerea de acolo a luat legătura cu direcția sanitară a județului Timiș ca să îndeplinim condițiile normale, ca să putem să preparăm hrana și să o dăm copiilor. Și să știți că perioada este relativ lungă până se vor termina lucrările, de aceea a fost mult mai avantajos și pentru noi, Consiliul Județean Timiș, să achiziționăm acele containere care vor avea utilitate și după ce se vor termina lucrările acolo. Mai sunt și alte instituții de învățământ care vor avea nevoie de așa ceva, ca să nu mai luăm în calcul o situație de dezastru natural în care chiar nu avem nicio ieșire să găzduim și să punem acoperiș deasupra capului pentru niște oameni care au suferit. În final, aș spune că este important că aparatul tehnic a găsit bani de la secțiunea de funcționare și a dus spre dezvoltare. Acesta este un semnal bun, nu este un laudatio, este un semnal bun pentru că noi știm să dezvoltăm, nu doar să asigurăm bani ca să funcționăm într-un cadru cât mai bun posibil. Mulțumesc tuturor pentru că în curând vor începe lucrările la Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu, ceea ce înseamnă că noi deja punem piatră de temelie și clădim ceva, nu doar dezbatem și votăm. Mulțumesc, domnule Mihaieș. Alte intervenții, vă rog. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc, 27 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat, iar acum ajungem la ultimul proiect de pe ordinea de zi. Ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări, interpelări, informări. Permiteți-mi să vă aduc la cunoștință următoarele chestiuni. În primul rând, aveți informarea privind situația rezolvării corespondenței înregistrate la Consiliul Județean Timiș în primul trimestru din acest an. De asemenea, pe tablete mai aveți informarea privind stadiul lucrărilor la investiția publică de lărgire la 4 benzi a drumului județean 691 Dumbrăvița Antena 1, autostrada 1. După aceea aveți o informare privind activitatea Comisiei Speciale pentru analiza documentațiilor ce stau la baza exercitării, neexercitării dreptului de preemțiune al județului Timiș referitor la intențiile de înstrăinare a unor imobile monument istoric și de asemenea o informare privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Timiș în Irlanda în perioada 18-22 martie 2024 și ca de obicei informarea privind situațiile prevăzute de lege în ceea ce privește conflictele de interese și incompatibilitățile în care se pot afla consilierii județeni. Dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, vă rog. Bună, Bianca Luca, aș dori, mă rog. Bianca, altcineva? Alexandru Iovescu. Alexandru, da, altcineva? Dacă nu mai sunt colegi, atunci, în ordinea celor care s-au anunțat, am să o rog pe doamna Bianca Luca să ia cuvânt. Mulțumesc. Au apărut în mediul online săptămâna trecută niște informații de la mai mulți artiști și organizatori de concerte care au participat la festivalul Codru de anul trecut.
respectiv faptul că o parte dintre acești artiști nu și-au încasat nici acum banii pentru serviciile prestate la momentul respectiv. Ei spun cumva că o parte trebuiau să-i primească de la Primăria Timișoara, o parte de la Consiliul Județean. Acum v-aș ruga pe dumneavoastră să ne spuneți dacă într-adevăr este așa, dacă sunt restante plățile către cei care au participat la festival sau poate sunt doar niște plăți în cascadă de la anumiți furnizori ai festivalului către subcontractori, ca să putem clarifica acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Luca. Am să-i rog pe colegii de la Birou de Cultură să completeze dacă au informații suplimentare. Din ceea ce știu eu, nu sunt datorii din partea noastră către niciunul dintre beneficiarii finanțării pe timp Cultura 2023. În consecință, ceea ce spuneți că se vehiculează pe anumite grupuri în anumite zone, nu au legătură cu relația pe care o avem noi contractuală pe baza finanțării acordate în timpul Cultura 2023 cu diferiți beneficiari. Bănuiesc că este o relație între beneficiari și contractanți, lucru care nu ne privește pe noi din punct de vedere instituțional. În regulă, domnul Alexandru Iovescu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu am o mică nedumerire. Cred că avem o procedură la Consiliul Județean de avizare a plăților care se fac pe diferite proiecte. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră sau aparatul de specialitate, în procedura respectivă, când se efectuează efectiv o plată pe un proiect de implementat de Consiliul Județean pe o zonă de construcții montaj, dacă care sunt documentele care ar trebui să stea în spatele unei astfel de plăți? Nu știu, dacă trebuie să avem în spatele factorii un proces verbal de recepție calitativă și cantitativă, un deviz de lucrări sau ce alte documente ar trebui să stea, pentru că n-am reușit să identific pe site-ul Consiliului în Timiș procedura făcută publică. Da, mulțumesc, domnule Iovescu. Pentru mai multe detalii legate de chestiunile acestea de proceduri, vă invit să luați legătura cu colegii noștri care se ocupă de controlul intern managerial și să vă pună la dispoziție toate informațiile pe care le solicitați. Da, eu vă întreb acest lucru pentru că noi am făcut o solicitare la începutul lunii martie, grupul de consiliere județene ai PSD Timiș, de a ni se pune la dispoziție situațiile de lucrări, devizele de lucrări, procesele verbale de recepție calitativă și cantitativă, cât și alte documente. O parte dintre ele, sigur, le-am primit, altele nu, cât și cele pe care vi le-am menționat anterior, referitor la modul de implementare a proiectului Centru de Colectare Legume Fructe de la Tâmnatic, tocmai cu scopul acesta de a avea și noi capacitatea de a analiza situația de acolo și modalitatea de implementare, și am încercat să avem o poziție cât se poate de obiectivă legată de implementarea proiectului respectiv, ținând cont și de toate informațiile care au apărut în media începând de anul trecut, cred, sau anul acesta, nu mai știu exact, referitor la modalitatea de implementare, iar răspunsul pe care l-am primit din partea Consiliului Județean Timiș a fost că în momentul de față nu există la nivelul Consiliului Județean Timiș procesele verbale de recepție calitativă sau alte documente legate de care ar trebui să stea în spatele plăților făcute în implementarea acestui proiect, se află la dirigintele de șantier, ceea ce mi se pare destul de nepotrivit pentru o astfel de instituție, să nu avem în instituția noastră procesele verbale de recepție, care ar trebui să fie baza facturării până la urmă și a plăților pe care le-am efectuat în cadrul acelui proiect. Și sigur, toate lucrurile acestea care ne duc că nici astăzi, în 24 aprilie, nu avem încă efectuat o recepție a obiectivului de la Tâmnatic. Mulțumesc, domnule Iovescu. Îi rog pe colegii de la
serviciile implicate în gestionarea acestui proiect să răspundă domnului consilier județean cu celeritate la cele solicitate. Vă mulțumesc. Domnul Sorin, aș dori să intervin și eu. În principiu, domnul președinte, știți că în codul administrativ e prevederea că noi consilierii județeni putem avea acces la orice document care ne este necesar în desfășurarea activității. Păi, nu poate nimeni să se prevaleze de faptul că ar fi la dirigintele de șantier niște documente care în mod normal ar trebui să stea la baza efectuării plăților către antreprenori. Și bănuiesc că sunt în sală reprezentanți din diferitele compartimente ale aparatului de specialitate care ne-ar putea spune de ce nu ne-au dat și dacă le vor pune la dispoziție, să le pună la dispoziția tuturor consilierilor județeni, nu doar ale domnului Iovescu. Poate mai sunt și altele. Eu, de exemplu, sunt foarte interesat să știu. Nu? Bănuiesc că sunt și alți colegi, mai ales în situația asta, că nu mai știi care pe unde e. Mulțumesc, domnule Sorincău. Dacă sunt colegii din aparatul de specialitate care lucrează pe acest proiect și sunt în măsură să furnizeze acum în ședință o parte din informație, invit să ia cuvântul. Domnul președinte, dacă îmi permite să intervin. Vă rog, domnul secretar general. Colegii din aparat nu sunt logați pentru că fiecare participă din biroul lui la această ședință, nefiind în sala multifuncțională, din motivele pe care le știm pentru ședința de mâine de guvern. Și în condițiile astea mă văd obligat ca să le aduc la cunoștință și să le pun în vedere în cel mai scurt timp, să pun la dispoziția tuturor consilierilor județeni. Mi-am notat ce se solicită și zilele următoare o să apară pe tabletă. Mulțumesc! Bun, solicitarea noastră este din martie, repede, de la începutul lunii martie. Mulțumesc, domnul secretar general, mulțumesc, domnule Iovescu. Dată fiind depoizarea ordinii de zi, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru participare și pentru implicare. Declar așadar închise lucrările ședinței ordinare de luna aceasta a Consiliului Județean Timiș, urându-vă, dacă nu mai avem cumva vreo ședință extraordinară până atunci, sărbători fericite și să ne vedem cu bine la următoarea ședință a Consiliului Județean.